Și acest proiect, acest concurs este o primă etapă, un prim pas spre un urbanism durabil, da? Spre un oraș planificat. Respectiv, la această primă etapă, ca să atragem atenția arhitecților urbaniști, îi atragem în acest concurs național pentru zonele protejate. Ne dorim, cred eu cu toții, un spațiu, o stradă cu adevărat pietonală, vie, cu oameni, cu animații, da? Și acest lucru l-am considerat că ar fi perfect aici, în zona ultracentrală, unde este toată infrastructura turistică a nucleului istoric, vorbim de muzeele naționale, Muzeul Național de Istorie, Muzeul Național de Arte a Moldovei, Biblioteca Națională, Palat Național și multe alte obiective, monumente istorice și de arhitectură, care se vor pune în valoare prin acest spațiu amenajat, spațiu pietonal. Deci va fi un spațiu regenerat, reabilitat, amenajat și atrăgător atât la nivel național cât și european.